Hello! Și am găsit la noi episod pe acest minunat canal. Astăzi vom juca Happy Wheels și spun asta foarte încântată, pentru că după, nu știu, 10.000 de înjurături, 1.000.000 de refresh-uri și cam 3 restarturi la calculator, abia acum mi-a pornit și mie Happy Wheels-ul. Efectiv nu se încărca deloc și îmi venea să dau cu ditata de pământ. Ei, glumesc, aș face chestia asta, nu o respect pentru ce e. Mi-e titica mea, unitate, sărăcuță, atât de bătrână și foarte folosită la render și la de toate. Îi pare atât de rău de tine. Anyway, am apucat să pornesc și eu acum Happy Wheels-ul. Deci o să începem astăzi cu mapa domnului Moise Robi. Tsuki joacă harta. Oare ce mi-a pregătit aici? Dacă vrea să... Ok? Mi-au trebuit 0,03 secunde să câștig această mapă. Nu cred că cineva poate să mă întreacă, nu? Deci nu cred chestia asta. Și câți metri am, că așa am înțeles acolo din întrebarea lui, ei bine, am 1,70 m sau 1,69 m. Nu vă gândiți la prostii, nu vă gândiți la prostii. Cred că atât am. Știu că atât aveam undeva în clasa 12-a, pe la ultima oră de sport. Următoarea mapă este de la Alex Matei 02, Sword Throw Blue. Ce e asta? Ceva ce? Blue? Ah, că e albastru pe aici. Wait. N-am mai jucat chestia asta? Doar mie mi se pare că am mai jucat chestia asta. Deci, eu chiar cred că am mai jucat asta. Voi cred că știți mai bine decât mine, că voi mă urmăriți mult, dar cred că voi știți mai bine. Oh, ok, bine. Wait. Cred că mă... Am jucat ceva de genul ăsta, deci sunt 100% sigură de asta. N-are cum să nu fie adevărat. Oh, fuck. Nu vine să cred. Greșesc atât de mult. Stai, așa, stai. Ah. Desigur, mă, că s-a dus sabia pe lângă copil. Se putea altfel. Așa, am omorât pe tipa asta care mie așa nu-mi plăcea. Pe copil n-am reușit să-l omor. Și stai așa o secundă. Vezi, acum mă duc cu două sabii aici. Ha, te-am omorât pe tine. Mă, dar serios acum, am nevoie de o sabie care să-mi rămână pe lângă ce am pe aici. Și trebuie să nimeresc copilul. Dar de ce nu nimeresc? Nu vine să cred. Stai așa, o leacă, mai dau o dată restart acelea. Așa, am nimerit copilul. Gata, i-am băgat o sabie. Deci și-a regretat toată viața lui. Deci pe toată și-a regretat-o. În momentul ăla. Dar am nevoie de o singură sabie, nu de toate. Cum? Cum? Cum am murit? Când într-un final am reușit să omor și eu copilul pentru prima dată, eu am murit. Ați mai văzut așa ceva? Ați mai văzut așa ceva, oameni buni? Serios, acum. Totuși, eu vă rog foarte frumos să nu uitați să... Oh, Doamne, am aruncat două săbii. Să apăsați pe butonul de like, acolo de mai jos, dacă mă susțineți și dacă o să vă placă acest episod de Happy Wheels și dacă urâți tipa aia de acolo care a încercat să mă omoare și dacă nu înțelegeți de ce Dumnezeule Mare mă tot presează chestia aia acolo și mă omoară dacă mă mișc foarte mult. Următoarea mapă este de la Ana Maria Pepe. Flori, multe flori, scuze că nu e așa de interesant, dar am muncit destul de mult la ea. Ce ai făcut aici, draga mea? Flori? Oh, ia uite-mă, floricele! Știi cum era melodia floricele pe câmpii? Hai să ne adunăm copii. Dar de ce nu pot să trec de floarea asta? Bă, am reușit cumva să urc pe ea, dar nu pot să trec. Îmi pare rău, ce ai făcut aici? Stai așa, o leacă. Le-a pe tipul ăsta cu elicopterul. Deci dacă o să mor, măcar știu eu de vina cu ei. Deci o floricică aici. A, uite încă o floricică. Mai vreau și alte floricele. A, am murit! Foarte frumoase florile tale și foarte, foarte... Cum să le zic eu? Inofensive în ghilimele. Următoarea mapă este de la Drunk Master. Bună, această mapă este... What the fuck? Ce se aude? Nu știu dacă se aude aici. Au, oh, Doamne, nu o să minte acum. Am uitat. Vreau să vă anunț la începutul videoului, dar mă rog cu alte chestii. Dacă o să auziți niște chestii la modul din sau chestii de genul ăsta, vă anunț că se face strada de lângă blocul în care stau eu și, bine, de dimineață aud numai crăpături în asfalt. Și îmi vine să-i înjur, dar mă rog. Sau cum spuneam,
Ok, ceva mai simplă, dar pe viitor o să fac mape ceva mai frumoase și pe care... Ok, să nu am lag. Nice. Deci mă bucur când văd chestii de genul ăsta, că faceți mape pe care să n-am lag. Mulțumesc mult! Scuze pentru mapa Tsuki în curte, pentru lag. De la mine vei vedea vede mape mai rar, deoarece eu depun mai mult efort pentru a fi decente. Asta e... Mulțumesc! Mulțumesc mult! What the fuck? De ce sunt bile aici? Hei! Biluților, hai că vin după voi! Tsuki vine după voi! Ui! Sper să nu mor! Ui! Mă, dar nu trebuia să merg cu tot cu bilele alea, adică ele s-au dus singure pe acolo, știi, ca bulagioicele și eu sunt aici și merg. Oh, ce tare! Oh, asta a fost destul de interesant. Mă simțeam ca într-un tunel din ăla și topogan cu apă, ca la mare sau parcurile de distracții. Următoarea mapă este de la Banana Man 12, Tsuki Pogo Level XD și un emoticon din ăla de pe Yahoo Messenger. Nu știu dacă sunteți câțiva dintre voi generația Yahoo Messenger, eu l-am folosit foarte mult. Cu hi-hi-hi-hi-hi, cu fața din aia drăguță care clipește, face hi-hi-hi-hi. Așa, play now. Salut, Tsuki, aceasta este prima mea mapă, sper să-ți placă, have fun. Mapa e făcută de pe telefon? Cum mai reuși să faci mapa de pe telefon? Mă, ăștia au aplicații pe telefon. Stai o secundă, cred că mă realizez ce idiotă sunt. Doamne. Ok, am trecut peste chestia asta. Îmi place că m-am învârtit fix în aceeași poziție, știi? Fix în aceeași poziție, frate. Ci că e imposibil pe jos nu treșa. What the fuck? Wait. Stai, că ajung imediat acolo. Să mă duc pe acolo. Stai, oleacă, stai, oleacă. Dacă reușesc să trec chestia asta, ar fi super. Să trebuie să mă duc pe aici? Dar cum să fie posibilă chestia asta? Dude, cred că știu. Dacă aș reuși cumva să mă duc încolo, uite așa, fac pe lăcusta. E, uite-mă că e posibil pe jos, uite că m-am prins de idee. Nice! Ta-da! Știam eu că pot să fac chestia asta, deși venea să mă dau puțin bătută, știam că o să o fac într-un fel sau altul, în sine meu. Următoarea mapă este de la gamerul 2005 ca 2K17. Mamă, ce nume lung ai. Bună, Tsuki, sunt un fan mare de al tău și baftă în continuare la ceea ce faci. În acest nivel trebuie să apeși pe săgeți pentru a distruge toate sticlele. Baftă! Ce face? Spune-te rău, Cosmin este cel mai tare. Am zis chestia asta deja. Felicitări, cel mai tare, Cosmin. Apasă acest buton pentru a vedea o pisică. Ia, i-a apărut o pisică acolo, ce simpatic. Poți să fac să dispară? Nu, no, desigur că nu. Să apasă butonul și distruge popicele. Ah, m-am prins. Chestia asta se lansează așa, ca nebuna, pe aici. Ia, uite, putem să mă omor cu ea. Ah, ce tare. Bă, dar chiar, eu acum realizez, n-am mers niciodată la bowling, știi, am văzut foarte multe filme și desene animate cu chestii de genul ăsta, dar n-am mers niciodată la bowling. Deci pot să zic că voi cred că sunteți mai experimentați decât mine. Știu că la mine în oraș era un mall și avea ceva sală de bowling acolo, dar n-am mers niciodată. Așa, uite, mai am una. Dar nu-mi zic că nu pot să o distrug. Și nebun, nu pot să distrug asta. Ba da, am distrus-o. Wait. Yay! Mi-am rupt capul. Nice, bravo, Tsuki. Așa ți rup capul. Oh, doamne. Următoarea mapă este de la Pinky Unicorn XD. Wait, what? Avea o mapă cu același titlu. Care-i treaba aici? Ceva nu miroase bine. A prepostat mapa? Nu, da, e mapa repostată din episodul. Ok, ați văzut mapa asta deja în episodul anterior. Trecem peste cealaltă, peste cealaltă, la următoarea, mă rog. Oh, doamne. Ah, ce idiotă sunt, zic numai prostii. Următoarea mapă este de la Sunt Mic 254. N-ați auzit ce am zis din aur, ok? Bună, Tsuki! Ia să vedem, noi luăm ăsta.
Bună, Tsuki, eu sunt Mihai, am 9 ani, asta este prima mea mapă, sper să-ți placă, trebuie să apăs pe cătârlă. Și văd că îți plac pisicile, dacă mi-ai făcut o pisică aici, cred că e un British Shorthair, pentru că vreau să-mi iau unul cândva. Astea sunt eu, știi cu bătrânul ăsta, bătrânul ăsta e... A zis ceva? Mai vrei mape de la mine? Da, mai vreau mape de la tine. Uite că e super drăguț desenată, dar chestia nu înțeleg cum se ținea acolo. Nu știu, era cu bila aia. Mi s-a părut foarte ciudată că levita. Așa, ciudat. Următoarea mapă este de la Olteanul. Olteanu, scuzați-mă. Eduard Ștefan. Această mapă este ca măricică. Mult noroc. La final să spui dacă ți-a plăcut. Eu sper să-ți placă. Sper și eu să-mi placă. Ia să vedem noi. Bună, Tsuki, sunt chiar Edi și ți-am pregătit o mapă parkour. Am pregătit niște sticle de spart pentru început. Succes! Bă, atâta timp cât nu mă omoară sticla asta, ar fi super, dar nu cred că le aleg pe tipul ăsta. Stai așa, olea, că să dăm 5 caracter. Îl luăm pe tipul ăsta cu bicicleta cu copilul. Vai, Doamne! Edi, de ce ai făcut mapă cu atât de puține FPS-uri? Mă, Edi, mă, nu vine să cred. Dar vă zic, cred că aproape fiecare episod că nu am foarte multe frame-uri. Uite, deci au mai venit și alea. E, Doamne, e fucking game over pentru mine. De ce era o bombă acolo jos? Și de ce ai pus atâta sticlă? Uai! Ce lube crudă. Oh, Doamne, stai să vezi acum. Trebuie să mă duc ca nebună în sticla asta. Așa, uite ce m-am dus eu în ea. Asta sună foarte ciudat. Nu v-am mai uitat la mine, ok, că învățați prostii. Glumeam la partea, nu vă uitați la mine. Așa, a căzut bucata asta de sticlă și ne... Bun! Cum sparg toată sticla asta de aici? Forța, Tsuki! Hai! Așa! Deci dacă n-aș fi avut chestia de pe deasupra care zici că sunt avioane cu reacție și trebuie să mă duc într-un loc foarte important, era super pentru că mă auzeam și pe mine. Și cred că o să mor, cel mai probabil. Cât de curând posibil. Pentru că tipul ăsta a rămas fără mâini. Și mă aștept să rămân și fără cap. Și dar mie mi se pare că atunci când ai lag nu prea îți poți lua avânt sau chestii de genul ăsta. Și eu nu mi se pare că pot să-mi iau avânt ca lumea. Oh, Doamne, stai să vezi că nu pot să trec de sticla asta. De ce mi-ai făcut asta? Uai! Trebuia să-l aleg pe tipul ăla cu... Cum se numește? Mă, cu chestia aia de... Aia mă, de tai iarba. E o mașină de dus iarba? Cred că da. Ia stai mă că-l iau pe ăla. Dacă dăm 5 caracter, așa... Oh, ia să-l găsim, să-l găsim, să-l găsim. E tipul ăsta cu tractorul. Hai! Dacă nici la asta nu merge, nu mai știu ce altceva. Ok, o să mă chinui aici. Hai, în asta, așa, e bine. Oh, Doamne, nu vine să cred. Cred că o să vă zic o chestie sinceră. Am început să urăsc mapele cu sticlă. Puneți-mi, vă rog, doar 3 nivele de sticlă, nu mai mult de atât, vă rog, eu tare mult. Pentru că cere foarte mult timp să sparg sticla asta și eu căpă prea mult din episod. Așa, bine, nu mă luați nume de rău sau ceva, serios acum. Apreciez toată munca voastră, dar nu mai puneți atâta sticlă, vă rog, eu tare mult. Că e foarte greu. Uite, și acum am rămas blocat aici sau nu? Nu. Uite și tu cât de groasă e sticla aia, cine sparge atâta sticlă? Haide, du-te! Aia e boss, am reușit. O să mă duc acum cu tot cu sticlă încolo. What, 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 ce? Ok. E imposibil. E imposibil, îmi pare foarte rău, Eduard. E imposibil să termin mapa asta, sincer.
Următoarea mapă este de la Moise Ruby. Apasă pe ce zice mapă. Salut, Tsuki, jucători, și bine te-am găsit la a doua mea hartă, Q&A. O să joci Five Nights at Freddy? Well, poate, dar în momentul ăsta n-am jocul. Dacă o să fie cerere mare, o să mă gândesc și poate o să joc. O să faci story time? Păi, nu știu dacă știi, dar am făcut ceva de genul ăsta acum ceva timp. Poți găsi videoclipul în playlist-ul cu vloguri. Cred că e chiar primul meu story time și nu știu dacă o să mai găsesc un subiect interesant, sunt sigură că o să fac chestia asta. O să faci facecam? Pare rău, dar nu pot să fac chestia asta în momentul ăsta. Nu dispun de buget pentru lumini și foarte multe alte chestii. Iar în momentul ăsta, eu stau practic în fața unui perete, am monitorul apa pe lipit de ochii mei și e foarte deranjantă chestia asta, dar cumva m-am obișnuit chiar dacă îmi face rău. Și da, nu dispun de buget nici de spațiu, deci nu prea e posibil să fac chestia asta. La ce YouTuber te uiți în afară de tine și ai hate ping? Măi, sunt câteva persoane din România la care mă uit, dar nu pot să zic că, băi, sunt fan, înfocată sau chestii de genul ăsta. Sunt persoane care zic chestii super extrem de faine. Aș prefera totuși să nu dau nume, dar vă zic că m-am uit și la alți youtuber, dar fan înfocată sunt pentru o youtuberiță din Canada și anume Simply Nail Logical. I mean, tipa aia, nici cum să vă mai zic, e super fucking awesome. Cred că mă uit la ea de un an și ceva și vă zic chestia asta pentru că am văzut niște persoane în comentarii când v-am pomenit de ea la un moment dat, că copiii nu știu care youtuber din România, care cică și ea sau el se uită la tipa asta din Canada și like, dar cum poți să-mi zici că eu copii pe cineva când eu am găsit-o singură înainte să vă că îți place și ție, știi, nici măcar nu știam de chestia asta, dar am văzut în comentarii și eram atât de mind blow. Deci înțelegeți voi. Așa, bun, Bolfo, la pasă Z. Whee! Oh, yes, am rămas fără picior. Da! Uite! Oh, doamne, câte linii acolo de finish. Ei, măcar n-am murit, am ajuns pe piciorul meu. Următoarea mapă este de la Ranger Romanul sau Romanul, pentru că încă nu știu ce e. Începutul e super drăguț, dar ucigaș? Bună, Tsuki, bine ai venit la un alt multigame, vei începe cu partea interesantă. Apasă pe buton să începi, va trebui să ajungi la final, nu trebuie decât să treci peste obstacole la acest nivel. Deci o pisică mare în spatele meu, băi, am crezut că e doar de formă! Ești bun! Uite că rămâne pisica acolo, nu? Nu veni după mine! Nu veni după mine! Nu, 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 bine să cred. Deci e atât de faină mapa, dar nu mă ajută deloc frame-urile și mă chinui cumva să pot să trec, știi? E destul de complicat. Haide, merge tu, hai, hai, du-te, du-te, du-te ușurel, așa. Pune una cât de frână. Frână, 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 am zis. Deci trebuie să merg cu frâna apăsată acelea. E atât de drăguț, doamne, chestia asta cu pisica și e și mai fain că nu mă omoară dacă mă atinge, știi? Ba da, mă omoară dacă mă atinge. Ce chestie drăguță, mi-a omorât copilul. Opsie. Well, mama lui nu o să fie foarte fericită când o să vadă asta. What the fuck? Ce s-a întâmplat acolo? Whee! What the fuck? Ha! Oh, ce sunt? Ce-ți place mai mult? Ah! Spaghete cu brânză, spaghete cu carne. Cu brânză. Da, cu brânză îmi plac cel mai mult. Ok. Ce vrei să joci în continuare? Cafeluță fol! Vreau să mă joc asta. Ce drăguț e! Puteam să jur că ăla-i cafeluță! Doamne, ce drăguț! Asta a fost chiar foarte cute, să știi, mi-a plăcut foarte mult. Următoarea mapă este de la Alex Matei 02. Aventura versiunea 2.0, deci are și versiunea 1.0, ok? Hello, Tsuki, asta e a 10-a mea mapă pentru tine, creatorul hărții. Stai o secundă, n-am mai văzut asta odată. Wait, a făcut cumva upgrade la ea? Da, mai văzut-o, mă, că e cu bătrânul ăsta. Și acum o să mă ia poliția pentru că am omorât un bătrân. Atenția la piesele de Lego, da, da. Hai că știu mapa asta.
Cetățeanul turmentat. Vala, asta este. Ai murit? Cetățenii turmentat? Ce să fac ție dacă bei pe mijlocul străzii? Ok, ok. La asta trebuie să răspund da, că dacă răspund nu, tipul ăsta o să vină cu sabia și o să dea în mine. Adică, e bine că n-am puțin din cauza sabii. Și ia să vedem noi. Pe departe. Haide, vreau să văd ce facem acum. Whee! What the fuck, peste ce-am dat? Cade! Oh, doamne! Atâția bătrâni omorâți! Pentru cauză nobilă. Pentru cauză nobilă. Mă, mi-a venit o idee totuși. N-ar fi fost fain să existe un fel de loc în care puteți să vedeți exact de câte ori a fost omorât un caracter din Happy Wheels. Care e cel mai omorât caracter din Happy Wheels? O chestie de genul ăsta. Ok. Ok, nu te opri până nu cade meteoritul. Bă, știu că aici cade meteoritul. Bă, știu că o să cadă pe mine. A, uite-l. Ok, și acum împinge meteoritul. Cumva. Bine, am murit. Asta este, am murit, nu vine să cred. So, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest episod de Happy Wheels. Vă rog foarte extrem de frumos să nu uitați să lăsați un like mai jos și de asemenea să nu uitați să vă abonați la acest canal pentru episoade și mai interesante pe zi ce trece. Eu v-am pupat, sper să nu vă supărați în privința ce am spus mai devreme și pa, pa! Fuck! Bă, deja presim că cineva m-a înjurat, deși n-am văzut video-ul ăsta încă făcut. Păi, doamne, m-am necat în ultimul hal. Pa!